În fiecare an, în a doua zi de miercuri a lunii octombrie, întreaga societate sărbătorește Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale ca un mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea, atenuarea și pregătirea împotriva dezastrelor. Și la Dej, elevii Colegiului Național Andrei Mureșanu au participat la o lecție deschisă susținută de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Este știut faptul că 90% dintre toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă și apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numărul total al calamităților naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendința de creștere atât după intensitate cât și după frecvența lor. Nu în zadar se consideră că omul informat, adică prevenit la timp despre momentul și locul manifestării unui pericol, este mult mai rezistent, mai protejat și mai pregătit pentru înfruntarea acestuia. Astăzi s-a făcut o prezentare a măsurilor de prevenție a cutremurelor, o serie de reguli, să spun așa, care trebuie urmate pentru a fi în siguranță. Mi s-au părut interesante și au un mare aport în viața noastră pentru că fac parte din realitatea de zi cu zi și fiecare dintre noi trebuie să știe asemenea măsuri înainte de evenimente care ne pot afecta viața. Mi s-a părut o prezentare, o idee foarte bună această prezentare, deoarece ni s-a vorbit despre ceea ce ar trebui să facem în situațiile de urgență. Ni s-au prezentat anumite măsuri de urgență care ar trebui să le luăm imediat în cazul în care ne aflăm într-o asemenea situație, printre care și, bineînțeles, să apelăm la 112. În caz de cutremur sau într-o altă situație, ar trebui să avem anumite rezerve de apă, o lanternă pentru a ne putea descurca.